Bună, dragilor, aceasta este talara pentru cei care ați ales numărul 1. Să vedem ce urmează în dragoste pentru voi. Văd că s-au și arătat două cărți. Asul de bâte, 6 de săbi și avem un as de monede. Ok, la bază avem 9 de cupe. 9 de cupe și 6 de monede. Ok. Asul de bâte, clar, vorbește despre un nou început. Avem și asul de monede. Această pasiune, iubire, persoana la care gândesc, e o scânteie aici, un nou început, poate cu cineva nou, vă ajută să traversați așa o perioadă poate mai dificilă din viață cu 6 de săbii, să vă orientați mai mult către partea asta profesională, stabilă totodată, deci vă ajută și pe plan financiar. Să ne vedem niște cărți. Să evoluați și pe plan financiar, de ce nu? Sau să investiți mai multă atenție și acolo. Alte săbi, am fiat-o pe săbi. Marele preot la baza pachetului, poate aveți de făcut cu cineva din zodia Taur. Avem steaua, asul de săbi, asul de săbi, asul de bâte, poate și un as de săbi. 8 de săbi și 4 de cupe. Este clar ceva ce nu puteți vedea în momentul acesta, ceva care încă nu s-a manifestat în viața voastră. Asul de bâte cu steaua, cum aș fi zis, acest impuls de moment, dacă simțiți să mergeți pe această cale, poate cu această persoană, este ceva foarte diferit, poate ceva ce n-ați mai întâlnit, ceva nou, care poate totuși apare și în viața voastră, în calea voastră, vă oferă și vindecare, prosperitate cu steaua. E o ghidare aici. Sunteți ghidați, simțiți să fiți ghidați sau să faceți un lucru, simt că veți simți să faceți la un moment dat o anumită decizie. Să alegeți să mergeți pe un drum total diferit, nou. 8 de săbi, 6 de săbi, oarecum vă este frică, vă este teamă să porniți la drum către această nouă relație, această nouă persoană. Poate că este vorba despre ceva nou, poate că este vorba despre ceva ce deja aveți. Eu simt că este mai mult ceva nou. Și vă este oarecum teamă să porniți la drum în această direcție, dar nu ar trebui pentru că avem asul de monede. Reconfirmă oarecum ideea asta de libertate, de ce nu? Am simțit să zic acum libertate, stabilitate. Poate faceți o tranziție de la acest as de bâte, care înseamnă mai mult această scânteie de moment și așa mai departe, la acest as de monede. Poate vi se oferă două șanse cu două persoane foarte diferite și alege să mergeți pe această cale de stabilitate, de nu știu, prosperitate financiară, oarecum. Dar avem un 4 de cupe. Patrul de cupe e oarecum sceptic. Nu are încredere. Nu are încredere în această cupă, în această oportunitate. Vă este teamă de ceva. Vă este teamă să poate să mai iubiți din nou. Să mai faceți un pas către iubire. Și vă este oarecum greu. Sunt niște lucruri mentale aici, care vă, niște frici, da, niște lucruri care vă țin pe loc, niște gânduri, cum de săbii, care vă țin pe loc din acest punct de vedere. Dar aveți mult, mult potențial, puteți crește, puteți avansa, puteți începe de la zero sau să începeți ceva diferit, unic în această perioadă, în această relație, în această... Dar trebuie să ieșiți din mintea voastră oarecum, să vă detașați. Eu simt totuși că aici e un impuls de-al vostru. O dorință de a ieși, de a evada, de a vă elibera și așa mai departe din ceva toxic, din niște constrângeri mentale și așa mai departe. Cu scopul de a ajunge la acest as de monede, să materializați într-un fel, să materializați această pasiune în ceva, în ceva mai
palpabil. O să zic așa. Ok. Să vedem niște cărți. Începuturi pentru voi, în mod special. Asta e la bază, avem macrocosmos. O nouă lume, poate vă mutați, poate călătoriți către această persoană, către această, sau întâlniți această persoană nouă. Vă îndrăgostiți undeva diferit. Avem frică, da? Am zis frici. Aceste frici vă țin pe loc. Vă țin pe loc din a experimenta, din a trăi viața așa cum este, bune și curele, mai ales pe plan emoțional, da? Sentimental, clar. Despre asta este vorba. Iluzie. Vă faceți prea multe iluzii. Cu 8 de săbi, clar, trăiți prea mult în mintea voastră. Și alegere. Am zis, poate că aveți oportunitatea de a alege între două lucruri. Sau să manifestați, sau să transformați această pasiune în ceva mai puternic, mai stabil. Dar trebuie să scăpați de iluzii, de frici, să vă vindecați steaua. Ok, ce avem la baza pachetului? Marele preot. Lecții spirituale, regina de monede. Și nouă de cupe, să vă îndepliniți o dorință. Poate că v-ați neglijat foarte mult partea asta emoțională. Nu ați mai dat, n-ați mai avut încredere în oameni, în încercări. N-ați mai încercat să cunoașteți pe altcineva. Să mai mergeți după impuls, pentru că v-a fost frică de niște blocaje. V-a fost frică că nu este ce trebuie. Ați fost sceptic, dar ceva se arată. Sunteți ghidați, simțiți asta, să fiți, să vă îndreptați către cineva, dar vă este frică. Faceți iluzii, dar totuși 6 de săbi e o mișcare într-acolo, este o mișcare către acest as de monede. Și alegerea, culmea, va fi la voi. Să alegeți să fiți cu această persoană, să mai continuați, să fiți împreună, să mai, nu știu, să începeți ceva nou cu această persoană și așa mai departe. Eu simt că este cineva nou, cum aș fi zis. Alegerea vă aparține, o să vă aparțină. Dar în momentul în care o să scăpați de frici. Ca zodii avem Taur, Capricorn și Fecioară, că sunt zodii așa de pământ. Avem Vărsător. Balanță, berbec, rac și cam atât. Ceea ce vă oprește acum în a începe ceva frumos, stabil sau, mă rog, de lungă durată în relațiile voastre pe partea asta emoțională, sunteți chiar voi. Asta vă ține pe loc. Sunt gândurile voastre. Lucruri pe care nu le vedeți așa cum trebuie. Pentru că vă faceți niște iluzii. Nu sunt așa lucrurile cum le vedeți voi. Poate că este un mesaj pentru cineva în mod special. Nu zic că pentru unii dintre voi, poate chiar lucrurile sunt așa cum le vedeți și cum le simțiți. Dar, având în vedere că a picat 8 de săbii aici și cu iluzie, anumite chestii nu sunt exact așa cum par. Și cum vi le-ați imaginat voi în această sferă a iubirii. Există potențial. Cam atât pentru tine, numărul 1. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Bună, dragilor, aceasta este talarea pentru cei care ați ales numărul 2. Să vedem ce urmează în dragoste, în iubire pentru voi. La baza pachetului, 3 de monede. Lucrați la ceva, munciți la ceva. Ați clădit ceva până acum. N-ați stat degeaba la capitolul iubire. 10 de cupe, wow! Justiția și regina de cupe. Clar.
Vă simt așa satisfăcuți sau o să urmez o stare de genul acesta, de satisfacere personală, 10 de cupe, o unire, poate că ați lucrat la această relație, la această conexiune de foarte mult timp sau de ceva timp, să fiți împreună, să vă vedeți, să vă cunoașteți mai bine și așa mai departe și se întâmplă. O să, cel puțin cu 10 de cupe aici, o să petreceți mai mult timp împreună cu persoana iubită, persoana la care vă gândiți, cu cineva aparte, dacă sunteți singuri, poate o să întâlniți pe cineva la locul de muncă, că avem 3 de monede acolo și o să petreceți mai mult timp împreună, vă cunoașteți mai bine cu justiția, karma, avem aici un adevăr, de ce nu? Echilibru, se echilibrează oarecum ceva din viața voastră, din partea voastră, probabil că ați oferit. Este vorba despre karma, dar cu justiția totodată. Ați oferit iubire și în sfârșit primiți. Dacă s-a întâmplat acest lucru. Așa că fiți atenți la ceea ce ați oferit în ultimul timp pe plan afectiv, pentru că o să vi se întoarcă. Eu văd că este ceva de bine aici, cu 10 de cupe și cu regina de cupe. Este în elementul ei, nu? Că avem 10 de cupe și regina de cupe, clar. E aici justiția la mijloc, care e puțin cam interesant, așa, nu? Ia să vedem mai bine. Ceva care se repetă, am simțit să zic, ceva din viața voastră care se tot repetă pe plan efectiv. Asul de cupe, ce frumos, un nou început. Din nou regina de cupe. Da, ați muncit foarte mult această relație. Cineva a depus foarte, foarte multă pasiune, emoții aici. 4 de bâte. Am zis, da? O întâlnire, vă întâlniți, petreceți mai mult timp împreună, casă, familia o să fie foarte importantă pentru voi în următoarea perioadă. 9 de bâte la justiția. Ok, da, e o rezistență aici. Cineva s-a autoizolat, nu știu, cred că e persoana la care vă gândiți, nu simt că e energia voastră. Și împăratul. Ha. E și justiția și împăratul. Și berbec și balanță. E o formă aici de autoritate, că tot am zis justiția, parcă stă puțin așa în... Oarecum mă pune așa o piedică cu justiția. Poate că e vorba despre un divorț, o căsătorie, ceva de lungă durată, niște acte, niște contracte corecte, ca în justiție. 9 de bâte și de aceea a fost mai greu să vă întâlniți. Poate persoana la care te gândești, simt că mai am persoana la care te gândești, a avut, a trecut prin acest lucru, printr-un divorț, poate prin niște acte, nu știu, niște formalități de genul care, sau niște obstacole, ceva care va ținut pe loc cunoașterea, creșterea. Ia să vedem. Distrugere. Distrugere. Cineva trebuie să distrugă, trebuie să scape de ceva. Cum am și zis, cineva trebuie să scape de ceva cu scopul de a elibera, de a fi mai ușoară conexiunea dintre voi. Recoltă. Deci e foarte mult potențial aici. Cineva a strâns, a lucrat, ați lucrat împreună, nu neapărat la locul de muncă, ați lucrat împreună să faceți relația mai puternică sau conexiunea, solitudine, da, cineva ați fost oarecum la distanță, n-ați fost în același loc sau ați trecut sau o să treceți prin această perioadă, de fapt, de solitudine, de îndepărtare, de... cineva trebuie să-și rezolve conturile, da? Să-și rezolve lucrurile pe cont propriu. Energie. E autoritate aici.
Dar, pe ansamblu, eu văd foarte mult potențial. Dacă nu s-a întâmplat deja, acest lucru o să se întâmple. O să petreci mai mult timp cu această persoană, cu persoana la care te gândești, o conexiune, se formează ceva între voi. Persoane care avem și 11 aici și 4 de bâte care vorbesc despre suflete pereche. Această persoană seamănă foarte mult cu tine, se asemănă foarte mult cu tine și împărtășiți lucruri în comun, foarte multe lucruri în comun, cu 10 de cupe și 4 de bâte. Aveți scopuri comune, în orice caz, recoltă. Poate lucrați împreună, poate aveți țeluri comune și așa mai departe. Cu justiția, cu 9 de bâte și cu solitudine, totuși trebuie să vă rezolvați niște lucruri pe cont propriu. Poate că o să fiți separați o perioadă, tu și persoana la care te gândești, sau, nu știu, persoană nouă. Dar cineva așteaptă aici, tu aștepți, îți dorești să depui efort, să depui sentimente și persoana aceasta e autoritate aici. E ca o relație foarte puternică între doi oameni. Energie, foarte multă energie. Foarte mult potențial pentru voi. Eu văd ceva aici de lungă durată, foarte stabil. Poate mulți sunteți deja într-o relație sau într-o cunoaștere cu această persoană. Iar în baza pachetului ce avem? Asul de cupe, da. Se va ivi o nouă portiță, o nouă ocazie să vă întâlniți din nou. Să începeți ceva nou, dar este sau urmează, de fapt, o perioadă în care va trebui să vă orientați mai mult pe lucrurile voastre, pe cont propriu, să vă reglați, cum aș zis, conturile, în ghilimele, sau cine știe, să vă reglați niște lucruri pe cont propriu, să rezolvați niște lucruri pe cont propriu cu justiția și cu 9 de bâte. Așa ca o barieră care vă desparte, solitudine, 11, 1 și 1, da? 1 într-o parte și 1 în cealaltă parte. Veți fi separați așa o perioadă. Fie că ești deja cu această persoană, fie că nu, fie că întâlnești, este cineva, totuși eu singur, este cineva cunoscut aici, da. Și trebuie să, probabil, să evoluați pe cont propriu o perioadă. Scopul de a construi ceva mai puternic pe viitor, împăratul, mai multă stabilitate, autoritate, regina de cupe. Deci e o relație karmică, de ce nu? O relație divină, două persoane foarte complementare. Da, o mamă, de exemplu, o mamă foarte sensibilă, foarte empatică, iubitoare și un tată foarte puternic, autoritar, masculin, da? Masculin și feminin, foarte mult. Este în evidență. Divinul feminin și divinul masculin, ceva de genul. Și se creează energie aici. Un flux de energie, de cunoaștere. Așa, ca zodii am zis, balanță și berbecul special, avem rac, scorpion, pești. Avem și Leu, săgetător și cam atât. Astea sunt zodiile și ies în evidență foarte mult. Și Taur, hai că avem 3 de monede acolo. Cam atât pentru tine, numărul 2, îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare, pa!